Bună dimineața! Așa cum spuneam mai devreme, vreau să vă prezint ce lustre mi-am luat eu pentru camera mea, aici unde m-am mutat. Aici este lustra în sine, scuze dacă mișc masa, dar nu am ce să fac. Așa, iar aici este ca o... Nu știu dacă să-i spun aplică, în fine, o chestie care o montez pe perete. Și mă gândeam aici, în dreptul biroului, ori aici, ori în dreapta, cumva când filmez să se vadă frumos. Și hai să vedem cum arată, pentru că eu nu am văzut-o în realitate. Nu am lângă mine cutterul, așa că o să fac o chestie mai ciudată. O să deschid cu cheia, să nu vi se pară ciudat, dar după aia o să sigilez eu la loc treaba asta. Nu știu dacă să-l numesc unboxing, dar pur și simplu să vă arăt și voi cum arată această minunăție. Deci este băgată în această cutie. Deci într-o altă cutie e băgată. Bun, vreau să văd așa, live. Am luat-o din Dedeman. Aia e. Mi s-a părut foarte frumoasă. Și avea și un preț foarte ok. Adică, na, nu am vrut să dau foarte mult, vă dați seama. Deci uitați, aici este partea aceea. Așa, iar ea este, ia să vedem, este aceasta, uitați cum arată, și probabil că partea aia se va pune așa, mă gândesc eu, nu mai puțin, nu mai puțin, ceva de genul ăsta va arăta, zic eu, și se va mula pe ea, ia uitați ce frumos arată. Vezi că e foarte mișto. Bun, să o bag la loc, să o ambalez, pentru că nu aș vrea să fac rezult pentru noi. Așa, și după aia vă arăt și cealaltă lustră. Sper să reușesc să vă prezint. Până acum le-am ținut așa ferite, nu de alta, dacă asta nu se întâmplă ceva. Eu sunt așa foarte atentă când cumpăr chestii de genul ăsta, pentru că nu aș vrea să păsească ceva. Dar a costat foarte puțin. O să intru pe Dedeman și o să vă pun în comentarii, dacă vreți, link-ul, ca să vedeți și voi. Iar aici sunt accesoriile. Uitați cum se prinde. Așa. Iar aici cealaltă bucată și aici tot felul de accesorii. Ia uitați cât de frumos arată. Da, și o să apelez la cineva care știe cum să monteze așa ceva. Adică nu... Așa. Bun. Nu mai puțin să fac loc aici pe masă, că n-am unde să pun asta. Iar acum să vedem asta, cum arată, sunt foarte curioasă. Am văzut-o și în realitate, era super drăguță. Dar să vă arăt și voi. Aici este un accesoriu care nu știu ce faci cu el, nu? După care, asta probabil se prinde un tavan, mă gândesc eu. Și aici sunt acele lustre care curg. Da? Nu o să scot chiar tot, ca să nu o stric ceva pe aici. Mi-a dat seama. Dar cam așa ceva ar trebui să arate. Cum este aici, da? Oricum, eu o să fac poza atunci când va fi montată, sau după ce va fi montată, ca să vedeți și voi cam cum arată. Când o să fie camera frumoasă, pentru că acum nu vreți să știți cum e aici. Bun, nu vă mai rețin, ăsta e un clip așa foarte scurt, am vrut să împărtășesc cu voi acest lucru. V-am pupat, ne revedem în clipul următor, pa, pa!